Regia de transport în comun va pune în circulație autobuzele supraetajate pentru cei care vor să se plimbe prin Mamaia la înălțime. Acestea și-au schimbat însă traseele, iar elementul de noutate pentru primul val de turiști va fi turul prin portul Constanța. Ruta cuprinde următoarele obiective: Gara CFR, Far, Poarta 5, Port, Poarta 1 Bis, Port Turistic, Bulevardul Mamaia, Stațiunea Mamaia. Astfel, turiștii vor putea admira Farul Genovez, Silozul Angel Salicni, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, Digul de Nord, Cazinoul din Constanța și Delfinariul. Biletele pot fi achiziționate inclusiv de la șoferi, însă acestea nu mai sunt aceleași de anul trecut. Am aprobat un tarif de 3 lei pentru 2 ore și jumătate. Un tur nu durează atât, dar și un tarif de 5 lei care funcționează în sistemul hop-on, hop-off. Cu alte cuvinte, plătești un bilet de 5 lei și poți să cobori oriunde și să urci oriunde la stațiile pe care le vom avea marcate în interiorul întregii zile. 3 lei pentru un tur turistic ce va include și portul Constanța, acesta fiind un element de noutate, mi se pare mai mult decât rezonabil, a declarat primarul Constanței de ceva Făgădău. 4 autobuze supraetajate vor fi la dispoziția turiștilor în mini-vacanța de 1 mai, iar plecarea se va face din 30 în 30 de minute în intervalul orar 9-18. Peste 4.000 de turiști sunt așteptați în mini-vacanța de 1 mai pe litoral.